ziua, dragi prieteni! Sura și cei trei mușchetari. Ia priviți ce culori superbe! Din păcate, cel sur, încă de când s-a născut, încă în primele două zile, ieri și alaltă ieri, toate patru picioarele au fost strâmbe de la către copituță. Asta datorită faptului că au fiind trei, au fost foarte, foarte strânși în uter. Și se întâmplă ca oasele să se rămână strâmbe. Durează un pic până se îndreaptă, dar deja trei picioare sunt ok. Mai are pe dreptul din față să-l îndrepte. A fost și mai rău, v-am spus, cum e ăla din față, așa au fost toate patru, stătea pe copite, stătea pe încheietură. Dar alimentându-se cu lapte bun, se întăresc și oasele și ieduțul își va reveni complet, zic eu. Doamne ajută! Mă impresionează la cei trei mușchetari culorile. Cel maro cu alb și cu negru, deci ieduț în trei culori. Acesta sur spre albastru, iar acesta maro cu urechi albe. Aproape toți, cred că toți au cercei, cercelași. Mai puțin cel sur. Și încă ceva ce mă impresionează, urechile. Deci, Sheik are sânge puternic, pentru că deși sura este o capră cu urechi normale, a dat ieduți cu urechi pe lângă cap, foarte aproape de anglonubieni. Ia uitați-l ce frumos este. Toți trei sunt, unul mai frumos ca altul. Sura are lapte din abundență. Astăzi voi moderniza puțin microfermadorul, dar o să vedeți în alt video. Rămâneți în acest video pentru că o să vă arăt și mursoarea surei la două zile de la fătare și cu trei ies pe ea. Să vedeți cam cât lapte de acum, ea este și foarte stoarsă. Să dați seama ce s-ar fi întâmplat dacă sura nu era alimentată cu cei trei iezi în ea. Eu tot ce le-am dat, tot au absorbit ei, au mâncat ei din uter. Eu nu înțeleg pe crescătorii care zic că nu trebuie alimentată capra în timpul gestației, nu trebuie dat cereale, nu trebuie dat suplimente de cereale măcinate. Dacă nu îi dădeam, ce era de ea? Că și așa e slabă. Îmi dai seama că nu a fost ușor să crească în ea trei iezi, trei țapi, care sunt, la momentul fătării, au fost mai mari decât ai anglonubienei la 6 zile, ați văzut pe filmare, din momentul fătării. Deci, trei. Și pe lângă cei trei mai avem și lapte. Asta înseamnă să fie o metisă reușită, o metisă lucrată, cu ce trebuie. Și, nu în ultimul rând, o metisă îngrijită și să știm cum să ne purtăm cu ea. Învățată la mulți. O să vă prezint eu pe sura la 12 zile, când voi separa iezii și voi lăsa la alăptare, la program. Tot astăzi, dacă reușesc, o să fac și aici un țarc mai mare, să vină până aici la mijlocul fânarului și de aici până la poartă, deci 2 metri jumate pe 5. Aici voi prelungi acoperișul, voi mai pune încă două plăci. Și aici trei, în două ape, să aibă și scuteală de ploaie și aici vor fi introduși iezii din decembrie plus Sheik.
care v-am spus că o să-l separ, pentru că nu vreau să monteze iarăși iedele după ce vor făta, pentru că atunci chiar că le voi stoarce cu tătul. Deci asta va fi planul pe ziua de azi, acum să vedem cât vom reuși să facem din el. La loc. Hai sura, hai. Foarte la loc, foarte. Hop. Deci cred că cei trei iezi suc cam toți dintr-o țâță. Una este mai plină, una mai goală. Deja a tras laptele înapoi la iezi, am simțit că se întărește ugerul, aceea trebuie frământat, dar de aceea este bine controlată capra, să nu o lăsăm, să nu o mulgem într-o zi, de două ori măcar, chiar dacă este cu iezi pe ea. Sunt sigur că ugerul este gol, pentru că el oricum se va umple la loc. Ele în primele zile de la fătare nu dau drumul la tot laptele, dar ce lucru bun că nu este tare ugerul, nu este demațios, doar că ea trage laptele pentru iez. Cam așa trebuie făcut și dimineața și seara, chiar dacă sunt iezi pe ea, acum în primele zile, pentru că iezi nu pot să sugă tot. Acum când vor mai crește iezi la o săptămână, la două, cu siguranță va fi suptă toată. De aceea am zis că vă voi arăta ugerul surei când vor avea iezi 12 zile și voi separa, voi lăsa doar la program, la alăptare. Ieri am mulț mai mult, asta înseamnă că iezi deja sug din ce în ce mai mult, ceea ce mă bucură. Tați sugerul, pur și simplu nu dă drumul la lapte. Ele au capacitatea asta de a ține laptele pentru iezi, mai ales acum când sunt mici. De dragul iezilor, ține laptele și nu ni-l dă la muls. Dar nici nu voi insista prea mult, pentru că nu e interesul să mulg o anumită cantitate. Am vrut doar să verific ugerul, să fie de consistență moale, să nu fie întărit, să nu fie edemul ugerului, e ok, e bine. Doamne ajută sura să... Mă bucur că a început să mănânce din ce în ce mai bine și se va reface. Oricum, mi-am trecut toate așteptările. Sura este probabil
regina microferme, acum tot se schimbă reginele, că am zis că Stella e regina, că a fătat și a tot trei. Dar din păcate la Stella cam scăzut laptele, probabil și din cauza că este montată, are deja două luni de gestație, cam așa. Deja probabil și chiar m-aș bucura ca cele 5 capre care s-au montat iarăși în ianuarie, m-aș bucura să reducă cantitatea de lapte și să încerc să le înțarc undeva cu 2 luni înainte de a făta, undeva prin aprilie. Nu știu dacă voi reuși, dar să vedem. Mulțumesc pentru vizionare și vizionați și celelalte video. V-am spus, voi face o mică modernizare la capre și la porci și voi face aici țarcul pentru a scoate afară iezii din decembrie și pe șeic. Numai bine șeic nu va fi nici el singur, nu va zbera după capre. Pentru că în 23 trebuie să fete miții. Nu miții, pardon, în 23 va făta Ina, în 24 iarăși avem fătare, nu mai știu exact care. Trebuie să mă uit pe caiet, că sunt totuși destul de multe. Știu că în 23, în 24, în 28, 2, în 29, 2, până în 29 vor făta toate caprele, mai puțin miții, care va făta în 6 aprilie, după cum am notat eu. Mă vedem, urmărim și vedem. Sănătate!